Concluzia pe care a tras-o șeful deliberativului județean în urma pretențiilor exprimate de conducerea aeroportului Iași este următoarea. Subiectul cu tarifele aeroportuare a reușit să-l deranjeze pe șeful Consiliului Județean Suceava. Finalul adresei trimise de conducerea aeroportului din Iași i s-a părut președintelui Nechifor apoteotică. Drept urmare, șeful administrației județene sucevene a conchis.